Am dat gogoșii cu zahăr pudră, uitați-i cum arată, sunt super delicioși și pufoși. Ce avem noi aici? Am frământat 1 kg de făină. Ingredientele vi le las în descriere și uitați cum a crescut. Vreau să fac gogoșe împletite și uitați cam așa arată. Și acum mergem și le împletim, după care le coacem în ulei. Pe blatul de lucru am pus ulei și acum răsturnăm aluatul. Și îl împărțim. Ce facem, biluțe? Am împărțit aluatul, am 17 biluțe și acum aici am făcut gogoșile împletite. Și continui să le împletesc și restul, după care le lăsăm să mai crească 5-10 minute. Eu am împletit o parte dintre ei. Aici bila are 100 de grame și aici are 50. Am împărțit în două și am făcut și mai mici, că mi se par că sunt cam mari la 100 de grame. 1. Și am făcut la 50 de grame mai micuți. Acum îi las să crească și eu continuu să-i împletesc pe restul, după care de aici 5 biluțe îmi fac turtele, turte coapte pe întigaie, fără ulei. Am terminat de făcut gogoșele, sunt 25 la număr. Și aici mai am încă 5 care am oprit pentru turte. Acum le las acoperite cu un șervet la dospit, după care le prăjim în ulei. Este foarte cald, o să ies afară la bucătăria de vară. Așa arată turtele. Sunt coapte aici, gogoșii au crescut. Acum îi băgăm la baie de ulei. Am terminat de copt gogoși, uitați cum arată, au ieșit foarte delicioși, acum îi dăm cu zahăr pudră. Îi tăvălim prin zahăr. Ca să auziți cum sunt. Și punem aici. Așa arată. Rup cu o mână, că cu mână filmez. Super, 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 super. Eu continuu să-i dau prin zahăr. Am dat gogoșii cu zahăr pudră. Uitați-i cum arată. Sunt super delicioși și pufoși. Vă mulțumesc pentru vizionare. Lăsați-mi în comentarii de unde mă urmăriți, țara și orașul. Cam așa arată pentru astăzi. Vă mulțumesc, la revedere, până la următoarea rețetă. Numai bine vă doresc!